protocol că se minorează și va fi mai plăcut. Mă fac eu oficiile de gazdă, foarte pe scurt. Vreau să le mulțumesc distinșilor invitați care au acceptat astăzi să fie alături de noi. Mulți de cei care nu mai sunt, cei plecați, care ne sunt nouă dragi, fie că este vorba de autorul versurilor, fie că e vorba de personajele din aceste versuri care au fost pentru noi rude, prieteni, cunoscuți, vecini și ne bucurăm să ne amintim astăzi. Prin urmare, îi mulțumesc domnului director Daniel Săuca, care este astăzi în mijlocul nostru de la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și de asemenea directorul editurii Caiete Silvane și prin amabilitatea acestei edituri și a dumnealui, iată, s-a editat acest al patrulea volum de versuri. Îi mulțumesc de asemenea doamnei Gabriela Dregan, care este referent marketing și este afară și vă va oferi cărți. Îi mulțumesc părintelui Adrian Petrescu, care a fost un bun prieten al bunicului și a rămas bun prieten al nostru și vă va povesti lucruri interesante din perspectiva cuiva care n-a fost rudă și nici consătean și l-a cunoscut într-o anumită etapă a vieții dânsului. Și mulțumesc că este aici cu noi. Dânsul vine de la Parohia pentru Deficienți de Auz din Cluj. Și mulțumesc doamnei preotese Livia Petrescu, cadru didactic la Universitatea de Artă și Design din Cluj, care ne va încânta cu o proiecție la final, când cineva, sperăm, ne va intona un vers. Îi mulțumesc domnul Ielciu că a venit de la Cluj și a vorbit atât de frumos în ultimul volum despre versurile bunicului. Vă mulțumesc fiecăruia și numai atât vreau să vă spun, voi mai interveni, după aceea dau fluiele moderării domnului Daniel Săuca. Vreau să vă spun că transcriind aceste versuri am rămas cu un sentiment constant, acela că bunicul a iubit pe toată lumea. Indiferent că a fost român, că a fost din comunitatea de romi și iubirea asta se vede din ceea ce scrie acolo. Zicea părintele mai devreme și sper să nu fur o idee, că e plin de adjective fiecare vers la adresa fiecărui consătean și ele sunt pozitive de obicei. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați răpit din timp să fiți astăzi aici și sper să ne bucurăm împreună de această moștenire culturală pe care ne-au lăsat-o bunicii și străbunicii noștri și să o păstrăm, să știm să o păstrăm și să o transmitem mai departe celor care vin după noi. Îl rog pe domnul Daniel Săuca acum să preia moderarea acestui eveniment și să ne vorbească despre carte. Iată, din perspectiva cuiva din nou care nu este din comunitatea din Voivodei, l-a citit textul ca un om de cultură, un om important de cultură al Zalăului și al județului Sălaj și eu aștept cu mare drag să aud ce ne spune despre acest volum. Bună ziua! Mulțumesc, doamne Milionean, pentru prezentare și găzduire. Editura noastră, Caiete Silvane, este editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Revista Caiete Silvane, anul viitor va împlini 20 de ani de apariție neîntreruptă. Editura e un pic mai veche, dar este o editură care are ca țintă județul Sălaj. În așa fel încât noi pe unde umblăm, căutăm documente, căutăm autori, căutăm scriitori, căutăm cercetători care scriu sau au scris despre județul Sălaj. În urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, când am fost aici la Voievodeni, am citit, nu mai țin minte care dintre volumele precedente. Da, volumul precedent, acesta. L-am citit chiar în timpul lansărilor și după ce le-am citit, i-am propus doamnei Milonean să le edităm, pentru că e o carte valoroasă nu doar din perspectiva documentului de epocă, să zicem așa, documentului ce ține de viața unei comunități. Fiind și poet, fiind și scriitor, m-a impresionat multe dintre versurile pe care le-am găsit aici. Am umblat destul de mult în județul Sălaj și am întâlnit, nu chiar foarte mult, dar am întâlnit
mulți poeți țărani, hai să-i spunem așa, să folosim sictama asta, chiar dacă e foarte la locul ei, dar aici am găsit multă poezie. Și din această perspectivă v-am propus să continuăm această serie a cărților. Eu vă felicit încă o dată, vă felicit pentru tot ce faceți aici. Este o oază de normalitate, aș putea spune, într-o lume, într-o țară care a luat-o rasnă. Și noi încurajăm astfel de locuri, astfel de oameni care așa cum spuneam, sunt normali. Nu știu dacă există monografia cum e dragul. N-am văzut, nu știu. M-a întrebat și pe mine domnul Săuca și nu cred. Dacă dumneavoastră știți de o monografie, n-am auzit. Dragul, nu cred. Ia că dacă n-am auzit. Dacă sunt care voivodeniu? Da, știm. Dacă, nu știu, dacă există profesori interesați, nu știu, preoți sau alții. Nu mai domnul Olaș, dacă ești ceva. Care ar putea scrie, de noi vă așteptăm pentru că avem o serie lungă de monografii ale localităților, ale comunelor. Vă referiți la comună în ansamblu sau la satul Dragu? Comuna Dragu, da, separat. Deci, la comuna Dragu. La sat. Deci nu satul Dragu. Suntem în comuna Dragu. Nu numai satul, știu asta. A, deci sau și. Dar și comuna la fiecare să cuprinde toate satele. Am văzut afară că există o monografie a satului Grusu. Da, e mai veche un pic, dar veche, da. Adalin nu cred că e o propunere, e o invitație, cu tot dragul vă ajutăm să tipărim, sau să tipărim de asemenea monografie. Părinte? Mulțumim. Domnule director, dragii mei, eu sunt foarte emoționat pentru că este prima dată când trebuie să creionez valoarea unui om la un moment cultural și nu la un moment intim de viață, așa cum facem noi preoții, fie la taina botezului, fie la Sfânta Cununie sau la mormântare. Emoțiile sunt mari pentru că aș vrea cât mai bine să creionez chipul, personalitatea, dar mai ales trăirea interioară a diaculului Ioan Colcer. Mitropolitul Bartolomeu vorbește despre rânduială, spunând că el acceptă acest termen în fața celui de destin. Eu mă gândesc că și Ioan Colcer a intrat în această rânduială încă de la naștere când a primit acest nume. Numele de Ioan este un nume frumos, un nume biblic, care aduce aminte și de Ioan Botezătorul, dar mai ales de ucenicul care și-a plecat capul pe pietul Mântuitorului la cina cea de taină. Și mă gândesc că atunci când părinții dânsului au hărăzit acest nume, Dumnezeu care rânduiește ca slujitorii altarului încă din pântecele mamelor lor să fie chemați, a rânduit ca Ioan să-și plece capul pe strana bisericii, pe cuvintele lui Iisus și intonându-le, cântându-le, să vi le aducă dumneavoastră. L-am cunoscut pentru prima dată la o slujbă, la taina Sfântului Maslu, la mănăstire, unde eu am început să fiu apropiat de părinții de la mănăstire, pentru că dânsii veneau în Cluj la o parohie, din cartierul unde locuiam, și acolo este paroh, așa cum bine știți, Părintele Mircea Bognaru, din Drag. Părintele Stareț,
mi-a zis că ar avea nevoie să vină preoții la mănăstire, că sunt la început. Și așa, când am venit prima dată și am văzut acel câmp gol, dealul Oșeiții, cum îi spuneți dumneavoastră, n-am zis nimic. Aveau acea trapeză mică, cu acele chilii și căsuța în care se rugau. Era spre toamnă, eram doar trei preoți și în momentul când am pus patrafirul, toți trei l-am pus pe același oameni. Erau doar 7 sau 8 la slujbă, dintre care și familia diacon. În timpul ritualului, când s-a citit apostolul, am sesizat o voce cristalină, curată, frumoasă. Și am zis părintului stareț, sunteți bine. V-au venit grup de teologi de la Zălău. Dar cine citește apostolul? Este diacon din voievode. Eu am rămas mirat, pentru că dânsul intona și cânta așa cum se face la oraș. Și știți că la țară, prin această oralitate, unii mai adăugau sau scădeau din tonalitatea și din melodia glasurilor și a slujbei. După slujbă am făcut cunoștință și așa încet întâlnirile noastre din cea de-a doua vineri din lună s-au înmulțit și apoi, când și lumea de la mănăstire s-a înmulțit, Behram, când veneam la priveghere, întotdeauna eu eram cel care rămânea ultimul pentru a aranja pentru mâine dimineață obiectele liturgice ca slujba să se desfășoare în bună rânduială. Părintele stareț, Dumnezeu să o odihnească, Părintele Gălas îmi spune să nu te superi că nu mai am unde să te cazezi. Chilia în care tu te odihnești, am dat-o altcuiva, i-am răspuns că nu este nicio problemă, câteva ceasuri în noapte vor trece probabil la rugăciune, dar dânsul îmi spune, te așteaptă diaconul să te duci să te odihnești la dânsul. Așa, în miez de noapte, după 12:30, ajungeam în camera de sus, care era pregătită pentru a fi nici răcoare, nici cald, geamul era doar la jumătate lăsat, așternutul era proaspăt întins și câteva ore până dimineață, atunci când mă trezeam, parcă eram într-o altă lume. Dimineața, când mă trezeam, diacul nostru, uginerele dânsului care a fost ca un fiu, erau în curte și înainte de a pleca la mănăstire, schimbam câteva cuvinte, ca apoi, când se termina slujba, să vin iarăși și să stăm o oră sau două la povești, așa ca pe vreme. V-am spus lucrurile acestea, dragii mei, ca să înțelegeți cum un om se apropie de Dumnezeu, cum un om se apropie de calea cea dreaptă. În caietele de versuri, de cântări, ați văzut, cum spunea și domnul director, care este în măsură să spună lucrul acesta, cum toate parcă curg. Nimic nu este artificial. Totul este natural. Totul se mișcă după bună rânduială, după o normalitate extraordinară. Și eu mă gândesc că acesta este modul în care Ioan Colcer și-a petrecut viața aici, în această comunitate. A fost cântărețul, diacul bisericii. A avut și atelierul în care se ocupa de potrivit și de fierărie și de toate celelalte. A avut gospodăria dânsului. Și dacă într-o săptămână a avut 2 sau 3 înmormântări, nici o altă strofă dintr-un vers nu se regăsește pentru cel de-al doilea sau cel de-al treilea mormântat.
pentru fiecare a avut cuvinte distincte. Să știți că noi preoții, sau eu cel puțin, personal, de multe ori mă repet. Și lucrul acesta l-am observat citind aceste versuri, care sunt mai mult o expunere a trăirii dânsului și a felului în care i-a cunoscut. Spuneam cu fiica dânsului, afară, că se trezea noaptea și în 2 ore făcea 20 de strofe. Dar în acele 2 ore se concentrau o zi sau 2, sau poate chiar 3, din momentul din care dânsul afla despre cel sau despre cea care a trecut la cele veșnice și până era ora înmormântării. Și de aceea era așa de ușor să aștearnă pe hârtie în 2 ore, pentru că dânsul timp de 2 zile, de 1 zi și jumătate, avea în memorie gândurile, cuvintele, cum să-l caracterizeze sau să o caracterizeze pe cel sau pe cea care trecea la cele veșnice. Lucrul acesta, să știți că este un lucru deosebit.